Bună, mă numesc Elena și sunteți pe canalul meu de YouTube Let's Teach. Astăzi vreau să vorbesc despre broderie în cruciuliță pentru începători. Ce ar trebui să știe pentru bun început? Ce ar fi bine să aveți pentru a începe această călătorie, să-i spunem așa, în lumea frumosului? Cel puțin pentru mine așa este. Fiul meu are 5 ani și îi place foarte mult Iron Man, de aceea i-am promis și o să-i fac această mică broderie care o să punem în camera de joacă. Și pentru început, dacă vreți să încercați să vedeți dacă vă place broderia, luați un kit cât mai mic, încercați, vedeți cum e și după aceea puteți să luați și ceva mai mare. Nu vă recomand să încercați de la bun început cu un kit foarte mare, pentru că poate să puteți să începeți să vă plictisiți, pentru că totuși durează să faci o broderie sau un goblen. Durează uneori luni, chiar și ani. Depinde de complexitate, de mărime și așa mai departe. În primul rând, luați un kit de, care are mai puține culori, 13, 15 până în 20 de culori. Broderia în cruciuliță poate să aibă și alte tipuri de puncte în afară de cruciuliță. Iată, de exemplu, în cazul dat, o să avem și buckstitch. Buckstitch-ul e conturul. Adică, dacă luăm diagramă, așa arată fără backstitch. O să vă arăt și după ce o să fac, iată, și color. Așa ar trebui să arate fără backstitch și așa cu back. Ce conține de obicei un kit cumpărat gata? În primul rând, diagrama, legenda, o bucată de pânză, o bucată de etamină în cazul cruciuliței, iar în cazul goblenului e pânza de obicei caroiată, pânză de goblen. Și un ac. Eu o să cos și desigur firele. Eu nu am luat un kit, am găsit această poză pe net. Puteți să faceți același lucru. Sunt multe diagrame mici care puteți să le găsiți pe net, le scoateți la imprimantă și vă mergeți la o mercerie care e cel mai aproape și luați etamină. De obicei este. Dar o să vorbesc un pic și despre acest aspect. Pentru început, nu luați niciodată o etamină cu puncte foarte mari sau foarte mici. O să vă explic de ce. Cu foarte mari trebuie să lucrați mai multe fire. De exemplu, în 3, 4, dacă luați numărul 9, count-ul. Sunt count-ul înseamnă câte fire sunt pentru într-un inci, adică câte puncte. Countul 9 are 9 puncte într-un inci, deci e foarte mare. 10 și 11 la fel. Cel mai ok pentru început este numărul 14. Sunt 14 puncte într-un inci. Un inci are cam vreo 2,5 cm, ceva de genul. Poate greșesc un pic acolo. Într-un centimetru, countul 14 știu sigur că are 5,4 puncte. Sau 16. 16 tot este bun pentru început. Se coase în două fire și arată mult mai bine. Nu vă recomand 18 sau 20 countul pentru că sunt destul de mici, deși eu am început cu 18, sincer, am luat un kit de la Lucas
Și mi-a reușit, din păcate nu am să vă arăt, e la mamă, acea broderie, dar am reușit și am mers mai departe. Deci, despre pânză am vorbit. Acul, pentru început, dacă astea sunt destul de ok, numărul 24. Eu lucrez cu 24 sau cu 26. Și mai am 26 de la Millward. Toți sunt foarte ok. Pentru count-ul 14, folosesc 24. Și foarte mult depinde și de ață. De exemplu, ața aceasta e CXCU chinezesc. Nu e coton, deci bumbac, adică e un fier sintetic și e un pic mai gros. De aceea e nevoie de un ac mai gros. Dacă ne uităm la... acele astea sunt speciale, sunt cu vârful Bond. Iată, astea sunt mult mai mici decât astea 24. Ne uităm așa. Se vede. Astea sunt mult mai subțiri și atunci când trece acul prin pânză, ața poate să se pufoșeze, ceea ce o să arate un pic cam nu chiar frumos. De aceea recomand pentru countul 20, pentru 14, cel mai bine acele numărul 24 și pentru 16. Totul depinde de cu ce ață lucrați și mai sunt și 28, dar alea sunt foarte subțiri, nu le am și sincer nu cred că aș avea nevoie de ele, cel puțin pentru moment. Lucrez și pe pânza de gobelen, la fel cu 24. Sunt mai comode. Deci, ața, despre ață, ce pot să vă spun? În ziua de azi sunt destul de scumpe, de aceea uneori apelez la AliExpress și îmi dau comandă de fire de acolo. Pe AliExpress puteți să găsiți și fire de bumbac. Sunt alea, se numesc Royal și Sullivan's. Sunt cel puțin ce am văzut eu, dar astea CXC sunt destul de plăcute la atingere, sunt foarte moi și depinde, pentru un buget mai mic e destul de ok și arată foarte bine. Am lucrări făcute cu aceste fire și arată bine. Lucește destul de bine, după cum vedeți, ața și așa. Trecem la diagramă. O să vă arăt cum se citește o diagramă, o să încep să lucrez împreună și mergem la... Deci, iată aici arată count-ul 14. Ce mărime o să aibă? 7,62 pe 10, 70 cm. Dacă luați un count mai mare, desigur, o să arate mai mult. Și countul 18 o să fie foarte mic. Deci, avem... Aici sunt denumirile culorilor și numărul. Sunt în DMC. Dar CXC-ul au același număr, deci același lucru, adică nu e mare lucru. Pot să difere un pic nuanțele, adică e aceeași culoare, dar cu un ton sau o jumătate de ton mai deschis sau mai închis de obicei, dar dacă luați toate firele de la același producător, nu cred că e vreo problemă sau nu o să vă spună nimeni că ați greșit sau că nu e bine.
Ce putem să întâlnim noi în cheie, în legendă. Avem, aici sunt simbolurile, care sunt la fel ca și în diagramă. Și aici avem câte fire. După cum vedeți, aici o să avem și blenduri. Blendurile sunt un fir de o culoare și un fir de alta. De obicei sunt de aceeași culoare, doar că sunt de diferite nuanțe. Și amestecând două fire, astfel facem trecerea de la închis mai deschis să fie mai plăcută pentru ochi. Pentru acest lucru, foarte mulți designeri folosesc acest truc, mai ales designeri independenți. Și astfel avem prelucrări foarte mari care arată exact ca un tablou. Dacă te uiți de departe, ai impresia că e un tablou pictat. Și avem backstitch-ul. Într-un fir negru, negru în două fire și încă două culori. Acestea o să fie, cred că, un alt filmuleț, pentru că de altfel o să fie asta foarte lung. Vedem. Eu mi-am mai făcut și această parcare pentru ace. De obicei lucrez cu mai multe ace. Pentru început aveți nevoie de un singur ac. Încercați cu un singur ac și o să vedeți că o să reușiți. De obicei un kit are un ac, o bucată de pânză, firele și diagrama cu legenda. Mai aveți nevoie de un gherghef. Ăsta al meu cred că e de 18 cm diagonală. 16-18 pentru început e ok. Nu luați... Primul al meu a fost de 12 cm, m-am cam chinuit pentru că trebuia foarte des să-l mut. Dar având lucrarea mică, a fost destul de bine. Acum începem să lucrăm. Pânza. Începem să lucrăm întotdeauna de la mijloc. De ce vă recomand să faceți acest lucru, mai ales când aveți o lucrare care nu este dreptunghiulară, sau adică nu, se lucrează parțial. În acest caz, puteți, dacă nu începeți corect dintr-un punct anume, puteți să rămâneți fără pânză, adică să mergeți sau să fie inegal. Sus să aveți mai mult, jos mai puțin. Cel mai bine, împăturim pânza de două ori. Așa încât să-i aflăm mijlocul. Am împăturit. Noi știm că din punctul ăsta, ăsta e mijlocul și de aici începem să lucrăm. Fiecare diagramă are de obicei aceste săgeți care indică mijlocul. Iată, eu l-am găsit. E aici. Deci, eu de aici încep să lucrez. Merg în sus sau în jos, nu contează. Fiecare cum îi place. Cel mai important este să începeți din mijloc și astfel o să aveți și pe stânga și pe dreapta și sus și în jos toate aceeași bucată de pânză și la înrămat o să fie mai ușor. Deci, am găsit mijlocul, îmbrăcăm pânza pe gherghef. Eu am însemnat aici cu un punctuleț, am un marker special care să iese în apă. Și încă să fie mai destul de... Și ce v-aș mai recomanda? Când luați pânza, dacă o... să o prelucrați aici, marginea. Am mai auzit că unele
Te le faci, le fac cu lac incolor, altele cu lipici, dar dacă aveți mașină de cusut, e preferabil așa. Dacă nu, eu de mână, de obicei. Asta o am dintr-un kit cumpărat din, de pe AliExpress și acolo am pus altă pânză cu un, de countul 16. Vreau un pic să crem. Am modificat-o. Aici, în schimb, este perfectă pentru această lucrare, dar de obicei cu de mână le prelucrez. Cum punem ghergheful? Este important că partea de asta să fie sus. Și când lucrăm, de exemplu, dacă lucrăm puțin, nu avem foarte mult timp la dispoziție și lăsăm într-o parte, ca să ne orientăm cel mai bine, o să știm că asta este partea de sus. Deci, când lucrăm mai departe, mergem în sus sau în jos, ca să nu, să nu ne încurcăm, adică să începem invers. Pentru pregătire, cam atât. Acum o să începem să coasem. Deci, avem aici punctul. Începem cu acest simbol. Căutăm pe paleta de culori sau pe legendă. Unde avem acesta? Și scoatem un fir. Un singur fir e de ajuns, care să-l punem în două. Îl punem așa, încât să facem o buclă. Deci avem acum. Eu am un dispozitiv pentru a băga țanac, dar merge pentru început și metoda bunicii. Am folosit-o foarte mult timp. Deci, am băgat țanac în două, astfel încât avem aici bucla. Și acum începem. Deci, aici e mijlocul. Avem două puncte de această culoare. Am băgat ața și lăsăm firul, apoi trecem prin această buclă. Prin această, prin partea de jos. Eu cos în două mâini. Mâna stângă o am deasupra, iar mâna dreaptă e dedesubt. Pe canalul meu de YouTube este deja un filmuleț cum să coși în două mâini cu un dispozitiv făcut în casă. Cu o cutie și niște clame. Clipsuri, de fapt. Așa. Am făcut partea de jos. Acum, cu acu, mergem în partea de sus și închidem cruciulițele. E important ca ața să nu se răsucească. Astfel o să avem cruciulițele, o să arate mai bine. Deci, ne uităm pe diagramă. Așa. Am făcut aceste două. Acum mergem mai departe aici. E un pic mai complicat să faci toate astea când o faci prin. Camera de filmat. Ca să se facă deasupra cât mai frumos, putem să trecem acum printre aceste două ațe. Și atunci, cruciulița iese
Așezat așa cum trebuie. Pe canalul meu de YouTube mai puteți să găsiți cum încep și termin ața în cazul în care nu avem buclă pe față. Și o să vă mai arăt acum încă o metodă. De exemplu, să presupunem că acum se termină ața și trebuie să o să închidem această cruciuliță. E o metodă prin care o să lăsăm așa o buclă și prin mijlocul aceste cruciulițe să încercăm să scoatem pe partea acolo. E un pic mai complicat la început. Așa. Tragem acum și dând la o parte, partea de sus, e un pic mai complicat pentru început, dar băgăm acum. Iată, ața e prinsă, mi-a ieșit și ața din ac. Îl scoatem prin colțul de sus și îl tăiem. Mai avem nevoie și de o forfecuță, am uitat să vă spun. Și tăiem frumos și nici nu se vede. Acum, ca să începem din nou, de exemplu, nu avem buclă, ci sunt două fire. Cum să ne arăt? Așa. Cam de la 3 puncte de părtare. Scot ața prin mijloc. O trag așa, uneori poate să și rămână aici un pic de fir. Ușor, nu trag foarte tare. O scot prin capătul celălalt. Și o bag iarăși în mijloc. Acum fac următorul punct de jos, de desubt și apoi închid. Și iată, nici nu se vede că acolo a fost început ața. Și spatele este destul de bine făcut. Adică nu sunt fire foarte lungi și lucrăm mai departe. Ce v-aș recomanda e să lucrați de la ceea ce ați făcut, adică de la plin spre gol.
să nu vă îndepărtați foarte mult de ceea ce, unde ați lucrat. Adică să începeți din colțul de sus sau din altă parte. Pentru că așa riscați să greșiți. Și eu, de exemplu, știu după mine că nu-mi place să greșesc. Dacă greșesc, îmi arde tot cheful de a face ceva. Următoarea metodă de a închide este așa. După ce am făcut, ieșim prin partea de jos. Invers, nu mergem din colțul de sus, ci partea de jos. Închidem această parte și ieșim iarăși prin colțul de jos stâng. Un pic dăm la o parte ceea ce am cusut și băgăm acul. Tragem bine, îl scoatem prin colțul drept de sus. Tăiem cât mai aproape, dar atent să nu deranjăm celelalte curciulițe cusute. Și asta e altă metodă de a închide. Și mai e încă o altă metodă. De exemplu, avem o singură curciuliță de cusut. Cum o facem? Băgăm acum prin mijloc. Tragem ușor și nu mergem sus, ci facem partea de sus a curciuliței. Așa. Fără a o închide până la urmă. Acum mergem în colțul de sus. Și trecem acul pe sub partea de sus și îl închidem așa. Această cruciuliță se închide automat singură, cum ar veni. Mergem iarăși în colțul de sus și o tăiem. Și această metodă tot poate fi folosită atunci când aveți, de exemplu, un punct, cum ar fi la ochi. De exemplu, e un punct negru sau un punct alb în diferite lucrări. Ce mai vreau să mai spun? O altă metodă faceți treceri foarte mari. De exemplu, avem aici aceste puncte, două. Noi o să putem să trecem mai departe și să lucrăm mai departe acestea și să mergem în jos. Dar uneori, de exemplu, avem aici și să presupunem așa, nu faceți trecerile mai mari de 4, maxim 5 puncte. Pentru că o să se vadă urât, în primul rând, pe spate, dar noi vrem o broderie îngrijită și așa se cheltuie mai mult ața. Mai bine prindeți ața și începeți din nou. Mergeți din alt punct. Despre backstitch o să vă vorbesc în următorul filmuleț. Mai întâi coasem tot în cruciuliță și apoi ne orientăm mai ușor ca să facem backstitch-ul. Într-o broderie poate fi și French knots. Astea sunt de obicei se poate folosi la ochi, floricele și flori prin păr. De exemplu, am avut un
o broderie cu o mireasă unde avea French notes în, prin păr, niște floricele. Despre asta cred că tot o să vă vorbesc altă dată și o să vă arăt cum se face. Încercați să brodați, să nu vă fie frică, pentru că e ceva frumos să-ți faci tablourile cu mâna ta. Vă doresc să aveți succes. Dacă aveți ceva întrebări, scrieți-mi în comentarii. Să aveți spor. Pe curând!